Bună, dragii mei urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să distribuiți videoclipul nostru și să activați notificările pentru a fi primii care află despre videoclipuri noi. Faima lui Khalil Ibrahim Ceyhan, actorul principal al serialului Emanet, a ajuns în multe țări ale lumii. Recent, frumosul actor a primit un mare premiu din lumea latină. Deci serialul zilnic Emanet nu mai atrage prea multă atenție în Turcia, decolează în străinătate. Emanet atrage multă atenție, mai ales în țările din America Latină, iar fanii îl vizitează pe Khalil Ibrahim Ceyhan aproape în fiecare săptămână. Datorită serialului Emanet, dragostea atât pentru Slatercolu, cât și pentru Khalil Ibrahim Ceyhan a crescut, ceea ce a făcut ca numărul fanilor să crească în aceste țări. Khalil Ibrahim Ceyhan, devenit celebru în străinătate datorită lui Emanet, a știut să culeagă roadele acestui succes. Khalil Ibrahim Ceyhan a primit 30,7% din voturi și a fost desemnat cel mai bun actor turc la Latin Star Awards. Serialul Emanet continuă să trezească un mare interes în străinătate, în timp ce în Turcia este în declin. Privind ratingurile de audiență ale serialului, se observă că acesta a obținut ratinguri foarte scăzute începând cu sezonul trecut. Situația serialului, care se difuzează zilnic, coborând pe pozițiile de mijloc, înseamnă că producția experimentată în sezonul trecut nu are continuitate. Cu toate acestea, serialul Emanet a debutat în mare măsură mai ales sezonul trecut. Actorii principali ai serialului, Slatercolu și Khalil Ibrahim Ceyhan, au avut o relație bună și au devenit unul dintre cele mai discutate cupluri de pe rețelele de socializare cu dragoste din istorie. Serialul Emanet este urmărit cu mare interes în afara Turciei, în special în America de Sud, Europa, Orientul Mijlociu și țările asiatice. Deci sfârșitul iubirii lui Khalil Ibrahim Ceyhan și Slatercolu și navigarea sa către o nouă iubire îi întristează foarte mult pe fanii ei. Continuăm să-l urmărim îndeaproape. În perioada în care seria Khalil și Sla a continuat, s-a vorbit mult despre o știre care a intrat pe agenda revistei. A fost o lungă dezbatere pe această temă în programul numit Zoile Mese Molmaz. În cadrul emisiunii, Birkan Bali a anunțat că va dezvălui pentru prima dată motivul real al sfârșitului relației dintre Sla și Khalil. Se presupune că Khalil și Sla au spus că, deși erau îndrăgostiți, au avut o competiție în cariera lor. Mai ales că Khalil și managerul lui Sla nu au fost de acord cu multe aspecte, s-au ciocnit de multe ori. Încăpățânarea lui Sla și ambiția lui Khalil au făcut ca această relație să se termine. În plus, faptul că compania de producție Caramel i-a dat lui Sla un salariu mic și lui Khalil Ibrahim un salariu mare pe episod a cauzat o mulțime de probleme între ei. De-a lungul timpului, problemele au escaladat, iar când a venit timpul să părăsim serialul, relația a luat sfârșit. Deja în program, Birkan Bali le-a pus celorlalți prezentatori următoarea întrebare, care a stârnit uimire în studiu. Crezi că Sla ar putea fi geloasă că Khalil este mai faimos? Pentru că Khalil a avut mai mult un rol în acel moment în fiecare spectacol în care au apărut. Nu știam că Sla era atât de populară înainte de a părăsi serialul. Sla ar fi putut juca rolul victimei, a spus ea. Ne poți împărtăși opiniile tale valoroase în secțiunea de comentarii. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Ne vedem în alte videoclipuri. Aveți grijă de voi! La revedere!